În Republica Moldova a luat un adevărat avânt în 2023. Industria cinematografică a atins noi culmi, astfel că producțiile autohtone au umplut sălile de cinema mai mult ca oricând. Pe scenele mari ale țării au urcat actori și muzicieni titrați din întreaga lume, iar artiștii de la Chișinău au cucerit și mai mult publicul internațional în turnee și festivaluri. Urmăriți în continuare o retrospectivă anului cultural 2023. Să știți că România iubește Moldova pentru că sunteți frații noștri. Toamna anului 2023 a fost cu certitudine anotimpul premierelor în cinematografia Republicii Moldova. Producțiile noi, prin temele abordate și scenariile bine construite, au câștigat încrederea publicului, au reușit să cucerească admirația oamenilor filme precum Tunete, propus pentru premiile Oscar, Puterea probabilității, dar și Omul fără linia vieții. Ultimul lungometraj bazat pe fapte reale și-a adunat pe același platou actori renumiți de pe ambele maluri ale Prutului. Regizoarea este Adriana Vasilcov. Robot apreciat în foarte multe țări. The very inventor of this robot. Mai puțin aici, acasă, unde în loc să culegeți lauri, v-au trimis la Jilava. E primul film pe care îl fac la Chișinău. A fost una din cele mai frumoase surprize plăcute pe care le-am avut în viața mea. Abia aștept următorul proiect cu Adriana. Și sper și cu alți regizori, de ce nu? Pentru că voi încă v-ați păstrat candoarea pe care noi la București ne-am pierdut-o de mult în domeniul ăsta. Am participat la premiera filmului acum câteva zile în Florida, la Hollywood. Toată lumea de acolo ne-au dat sigur câștigători. Au spus că nu poate să fie alt film mai bun ca al nostru. Dar eu am plâns ca un copil și voi plânge și în seara asta. Vreau să fac filme și vreau să fac filme la mine acasă, vreau să vând filmele de la mine acasă peste tot, pentru că haideți să recunoaștem, noi avem oameni talentați, avem cu cine munci. Tot în 2023, în premieră la Chișinău, a fost organizat unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa, Luna Filmului European. În capitala Republicii Moldova au fost proiectate cele mai bune pelicule noi de pe continent. Eu sunt sigură că avem în Chișinău un spectator care își dorește filme, filme de artă, filme de calitate și nu trebuie să-l lipsim de această posibilitate. Suntem europeni, avem sensibilitatea europeană, da? Avem percepții, valori. 2023 a fost și un an bogat în colaborările culturale dintre Republica Moldova și România, printre cele mai titrate fiind Reuniunea Teatrelor Naționale Românești și Turneul Actorilor Români. În vremurile astea stranii și confuze, aș putea spune, nu pot să spun decât că suntem fericiți să putem să mai facem un festival, suntem fericiți să ne exprimăm liber. Oamenii însetați de artă au umplut până la refuz și sălile de cinema în cadrul tradiționalelor evenimente, Zilele Filmului Românesc și Astra Film Festival. Iar o punte culturală între cele două țări s-a creat și datorită Salonului Internațional de Carte, Bookfest. Trebuie să recunosc că, de fapt, evenimentele culturale în Republica Moldova, în ultimii doi ani, au crescut în așa măsură încât sunt în abundență. Sarcina pe care o vedem noi pentru anul viitor este să planificăm orarul acestor evenimente ca ele să nu se suprapună. Anul 2023 s-a încheiat și cu majorări salariale de 25% pentru artiștii din instituțiile publice, însă mai e de lucru în domenii precum restaurarea monumentelor arhitecturale, iar în unele orașe parcă ar mai fi loc de un teatru sau de o casă de cultură. E o rușine că în anul când Cahulu e declarat capitală culturală, nu se poate duce la bun sfârșit un sediu al unui teatru unde au mai rămas 5-6 luni de lucru maxim. Noi suntem astăzi în iulie 2023 și încă nu știm când vom tăia
panglica. Anul 2023 a avut și file mai triste. În luna noiembrie, cântărețul Ion Surucianu a fost internat în stare extrem de gravă la spital cu pneumonie. Cu ajutorul medicilor din Germania, însă artistul poporului a reușit să depășească această perioadă dificilă, iar pe 2 octombrie a fost condus pe ultimul drum marele scriitor Ion Druță. Eu sper că generația de astăzi, generația de mâine, vor prețui ceea ce a lăsat maestru Druță, pentru că este o bogăție enormă. Un lucru e cert, în 2023 instituțiile au reușit să-și extindă oferta culturală păstrând autenticul. Un exemplu ne-a oferit Baletul Național Joc, care a făcut o incursiune în trecut și a readus la viață într-un alt format spectacolul teatralizat în Nunta din anii 80. Pe tot parcursul anului, pe scenele din Republica Moldova au urcat artiști notorii din țară și de peste hotare. Din cele mai importante evenimente culturale care aș vrea să le remarc din anul 23 au fost ediția de anul acesta a Festivalului Descoperă. Deosebit festival bienal a Teatrului Eugen Ionescu, BITEI, care a reușit să invite și să aducă în Republica Moldova teatre excepționale din Italia, din China. La evenimentele care au marcat anul 2023 în săl de cinema, teatru, la festivaluri sau expoziții, au fost prezenți și jurnaliștii TVR Moldova. Ei au urmărit și au reflectat cele mai importante aspecte de pe scena culturală. Astfel, postului de televiziune i s-a oferit trofeul Ministerului Culturii pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova, dar și un premiu special pentru valorificarea culturii prin reportaje și interviuri despre reuniunea teatrelor naționale românești. Vreau să mulțumesc partenerului Media General, TVR Moldova, care de dimineață până seara a fost alături de noi și a promovat teatru românesc. 2023 s-a încheiat cu o premieră absolută. Pe scena Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu a evoluat corul și orchestra Incorpore a Operei Naționale București cu un concert de Crăciun. Cred că dacă vorbim despre apropierea dintre cele două țări, aceasta trebuie să fie una firească, naturală, nedemagogică, una bazată pe suflet, pe valori comune, pe limbă, pe cultură, pe muzică, pe muzică în sensul de limbaj universal, pe artiști, pe oameni frumoși.